Accident mortal pe drumul național 1 lângă Huedin. Trei bărbați au pierdut viața, iar alți doi sunt în stare gravă după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit frontal într-o curbă. Traficul în zona accidentului a fost complet blocat câteva ore. Potrivit martorilor, unul dintre șoferi a intrat brusc cu mașina pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu autoturismul care circula regulamentar din sens opus. Șoferul și pasagerul din mașina lovită au murit pe loc. Conducătorul auto care a pătruns pe contrasens a decedat și el, iar celelalte două persoane aflate în mașina s-au fost rănite grav în accident. Anchetatorii au în calcul două variante cu privire la la producerea accidentului. Fie șoferul a intrat cu mașina pe contrasens din cauza neatenției, fie pe fondul oboselei și al vitezei excesive a pierdut controlul volanului. Cei doi răniți au fost preluați de ambulanțe și transportați la spital.